Consiliul Local al Municipiului Alexandria a hotărât și anul acesta ca un cetățean al urbei care s-a făcut remarcat prin activitatea profesională să primească titlul de cetățean de onoare. Este vorba despre antrenorul echipei de basket din Alexandria, Mădălin Pipera, care prin realizările sale a făcut cunoscut numele municipiului în țară și în străinătate. A luptat în sute de săli de sport pentru Alexandria, care a adus glorie și faima Alexandriei și sper să o facă în continuare. Care știe ce înseamnă echipa și familia. Pentru că a transformat echipa într-o mare familie. Mădălin Pipera a debutat ca antrenor în anul 2001 la Clubul Sportiv Școlar. Din anul 2015 a fost cooptat în staful care pregătește echipa de senioară a României, iar în acest an a fost numit antrenor secund al echipei naționale. Este o onoare pentru mine să primesc acest titlu. Cred că în continuare vom avea rezultate foarte bune și avem niște copii extraordinari în oraș. V-ați așteptat să primiți propunerea aceasta? Nu m-am așteptat, nu. A fost o surpriză pentru mine. Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru festiv în prezența autorităților locale și județene și a numeroși invitați.